La ora actuală, în județul Hunedoara nu există cazuri de infectare cu tulpina Omicron. Acest lucru este, conform responsabililor din domeniu, o chestiune relativă. Pentru perioada următoare, fiind așteptate cazuri de infectare cu tulpina Omicron a virusului COVID-19. Domnule director, tulpina Omicron, cum stăm în județul Hunedoara? În acest moment noi nu avem rezultate. Am trimis, există o procedură și stabilită de la nivel de INSP privind secvențierea cazurilor de la nivelul județului Hunedoara. Momentan nu ne-au venit, dar avem certitudinea că există deja în circulație pentru că se vede ritmul de creștere a numărului de cazuri la nivel de întreagă țară. În interviul pe care l-a acordat în exclusivitate pentru postul de televiziune 1 TV Deva, Sebastian Mezei, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, recomandă populației să respecte normele de siguranță sanitară aflată în vigoare pentru a combate răspândirea noului coronavirus. Sfaturi, recomandări pentru Hunedoara? Sfaturile rămân aceleași. Să se vaccineze și să păstreze regulile de protecție, regulile elementare, ceea ce înseamnă mască, spălare și evitarea aglomerațiilor. Pe de altă parte însă, previziunile șefului de la DSP Hunedoara sunt pesimiste în ceea ce privește evoluția îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2. Sebastian Mezei speră ca secțiile de anestezie, terapie intensivă din spitalele hunedorene să nu fie supraaglomerate, așa cum erau nu cu mult timp în urmă, în condițiile în care rata de infectări în județ în doar 4 zile a crescut cu mai bine de 1%, acum fiind de 1,89 la 1000 de locuitori. Cu estimare viitoare? Suntem pe un trend crescător. În ultimele 4 zile am crescut cu 1% acoperirea în ceea ce privește infectările. Dacă eram la 0,87 în urmă cu 4 zile, astăzi avem 1,80 incidența. Vom crește exponențial în următoarea perioadă. Sperăm doar ca să nu avem cazuri foarte multe de spitalizări, în special pe ATI. Astăzi, 11 ianuarie, în județul Hunedoara sunt 10 comune cu o rată de infectare mai mare de 3 la 1000 de locuitori, procentul cel mai ridicat de 6,52 fiind înregistrat la Vărișoara, unde sunt 7 cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19. Totodată mai sunt alte 11 localități cu rată de peste 2 la 1000, printre acestea fiind municipiile Deva cu 2,93, Orăștie cu 2,29 și Hunedoara doar cu 2,19, celelalte 8 fiind comune. Mai trebuie menționat că în județul Hunedoara, care are 69 de unități administrativ-teritoriale, sunt și 20 de comune în care nu se înregistrează cazuri de infectare cu COVID-19.